Ați observat probabil că în ultimul timp am abordat cu mai mare atenție tematica vehiculelor electrice. E normal pe undeva pentru că deja cam fiecare producător major încearcă să pună pasul înainte și în acest sector. Renault, după cum bine știți, este un constructor care a acordat foarte multă atenție acestui gen de vehicul. A sosit acum momentul să vă prezint o altă frumusețe din gama Renault, respectiv un Renault Zoe în varianta de echipare de vârf și anume Zen. Mai există o variantă de echipare Life, însă normal, așa cum probabil v-ați obișnuit din prezentările noastre, producătorii de obicei trimit către drive teste versiunile Full Options, tocmai pentru a se vedea exact ce se poate pune pe mașină și practic mașina în adevărata ei splendoare. Este un soare atât de puternic și o temperatură foarte ridicată încât am schimbat un pic unghiurile normale de filmare pentru că nu mă pot uita la soare din cauza intensității foarte puternice. Așa că scuzați-mi umbra pe mașină. Ce vreau să vă spun rapid despre acest Renault Zoe legat de partea de exterior. Ca și în cazul modelului Kia Soul, acest Zoe se vrea o mașină foarte normală. Adică nu este un model extravagant, gen Tesla, da? Este pur și simplu o mașină de zi cu zi cu propulsie electrică. Asta ce înseamnă? Că s-a încercat oferirea unui portbagaj normal, a unui habitaclu de asemenea foarte normal, în așa fel încât cei care vor vedea și vor încerca un Zoe o să observe faptul că atât la interior cât și la habitabilitatea generală vehiculul este absolut normal. Nu cred că cineva care nu are pregătire, da, deci care nu e specializat, își poate da seama uitându-se în interior sau deschizând portbagajul că mașina este altceva. Deci dacă n-ar fi scris pe ea cu Renault Zoe sau Renault ZT 0 emisii, lumea n-ar înțelege că este un vehicul electric. Atât de bine este făcută mașina. Și dacă ne uităm la ea, inclusiv din față, observăm că seamănă cu un Renault, da? Sigur, sunt o serie de elemente care fac diferența pentru ochiul avizat. Și anume, observăm că în această zonă unde este sigla Renault de mari dimensiuni nu mai avem grilă, avem o zonă închisă. Există o grilă de răcire, deși avem un motor electric și motoarele electrice au necesități de răcire. Nu știu dacă e corect să spun că necesitățile de răcire ale unui motor electric sunt mai mici decât ale unui motor termic. Și un motor electric în funcționare generează temperatură care trebuie să fie controlată. Deci există această grilă din partea de jos cu rol activ în răcirea motorului electric și a întregului ansamblu motopropulsor aflat sub capotă. Ce merită menționat la acest Zoe? Are o caroserie destul de joasă și o gardă la sol scăzută pentru sporirea aerodinamicii. O să observați de altfel că foarte multe elemente legate de aerodinamică au fost studiate special, de la ștergătoarele aerodinamice până la oglinzile retrovizoare și în general botul mașinii este un pic mai rotunjit decât în mod normal la un Clio, să spunem, în așa fel încât să se obțină un coeficient aerodinamic cât mai bun pentru eficientizarea, dacă vreți, atât a performanței cât și a autonomiei de care dispune vehiculul. Există lumini de zi cu LED și în general o să vedem și la interior. Mașina nu este o vitrină tehnologică, deși este full option. Este o mașină electrică, aparent simplă, în același timp extrem de sofisticată și complexă. Ce se observă din lateral și merită menționat, pe lângă faptul că mașina are un profil absolut obișnuit, avem acest mâner de deschidere a portierei integrat cumva aici, funcționează, mă rog, într-un mod, n-aș putea să spun că sunt în mod particular încântat de această soluție, am văzut și mai bune, dar
Cam așa se deschide, ca să știți. Există un singur geam în spate, adică nu mai avem apendice ca la alte vehicule. De remarcat, jantele din aliaj de 16 inch, care sunt aerodinamice, deci în momentul în care se învârt și mașina rulează, creează un fel de perdea care permite scurgerea aerului într-un anume fel, în așa fel încât să reducă încărcarea aerodinamică. Și de asemenea, la această versiune Zen avem pneuri speciale pentru vehicule electrice, o să vi le prezint imediat. Spuneam de pneuri că sunt speciale pentru vehicule electrice. Acest model particular este Michelin Energy EV, adică Electric Vehicle, dimensiuni 195x55R16. Pneurile au un profil, sper să se vadă, încercăm să-l filmăm, au un profil mai deosebit față de alte pneuri obișnuite cu această dimensiune relativ normală, pentru că sunt făcute să aibă o rezistență la rulare foarte scăzută. În rest, prindere cu 4 prezoane, disc ventilat pe puntea față pentru sistemul de frânare și tamburi pe puntea spate, tamburi cu acel sistem de ventilare pe care l-am văzut la mai multe modele de clasă mică, la Renault și Dacia. În rest, povestea clasică pe care o spun mereu, închidere destul de completă a pasajului roții. Cred că pe undeva este și normal, mai ales că în interior există un grup motopropulsor electric. S-a încercat pe cât se poate să se limiteze accesul apei și noroiului în acea zonă. Se știe, orice motor electric este sensibil la umezeală. Așa arată spatele, simplu, elegant, cu niște stopuri mai sofisticate vizual, dar spre marea mea dezamăgire nesofisticate tehnic. Adică e primul minus care mi-a sărit în față când am văzut Zoe, încă de la lansare. Mă așteptam ca la o mașină cu asemenea tehnologie, la care orice strop de energie este important, să văd numai LED-uri. Nu vroiam să văd becuri. Din păcate, tehnologia stopurilor include și becuri normale, care normal nu sunt cele mai eficiente soluții ale momentului. Și surpriza pentru mine vine din faptul că e o tehnologie, totuși tehnologia LED, stăpânită foarte bine de cei de la Renault. Deja mai toate mașinile lor, mă refer acum la noul Renault Kadjar cu care tocmai am mers, sunt practic pline de LED-uri și în față și în spate, inclusiv faruri cu LED. Da? Deci aici am un minus, ăsta este un minus. Avem niște stopuri frumoase, minunate, dar înăuntru sunt becuri ca la Dacia din 1976. Nu e o răutate, e o realitate. Chestii despre care am mai vorbit, ștergător de lunetă amplasat prin lunetă, o tehnologie care permite evitarea ruginirii zonei de gaură, problemă care a fost dezbătută în ultimii ani. Multe modele cu ștergător montat pe tablă dezvoltau rugină în acea zonă. Un eleron aerodinamic, de altfel o să observați că și plafonul și lateralele mașinii sunt foarte line, profilate, fără niciun fel de bandouri, fără apendice care să încarce aerodinamic mașina, totul pentru eficiență maximă. În partea inferioară, un difuzor special se continuă pe undeva pe sub mașină. De fapt, partea de jos a mașinii este o dezvoltare completă a ideii de aerodinamică. De când intră aerul pe sub mașină din partea din față și până când iese prin acest difuzor, zona de sub vehicul este studiată aerodinamic și profilată în așa fel încât să maximizeze eficiența. Cine vede un Zoe pe dedesubt observă fără discuție diferențe semnificative față de un vehicul similar ca mărime și, dacă vreți, și ca preț, că până la urmă Zoe nu este o mașină foarte scumpă pentru ce tehnologie oferă. La această versiune de echipare avem inclusiv senzor de parcare,
Camera de luat vederi pentru mersul înapoi este undeva aici. Cam așa arată portbagajul de Zoe. O să vi-l arăt imediat și gol. Are o capacitate de 338 de litri, absolut onorabilă pentru dimensiunile mașinii. Ce vedeți în interior, am lăsat special, este o geantă în care se păstrează cablurile de încărcare. Noi am lăsat deocamdată trusa și stingătorul acolo, așa, în demonstrativ, dacă vreți. Iar această aglomerație de cabluri sunt practic două cabluri. O să încerc să le iau pe rând. Da? Astea ar fi. Primul cablu este cablul de încărcare rapidă la priză specială, deci la prizele acelea, dacă vreți, pe care le găsim prin oraș, da? Sau în cazul în care cei de la Schneider Electric vor monta posesorului o priză dedicată, se folosește un cablu asemănător cu acesta, deci este cablul de încărcare rapidă, așa îmi place mie să-i spun. Iar acest al doilea cablu, așa cum se observă, are și un controler electronic de regularizare a curentului și clasicul ștecher domestic. Este cablul cu care se încarcă mașina de la o priză normală, de casă, da? Deci astea, mă rog, ăsta intră la mașină și ăsta în priză. De obicei, din câte am înțeles de la cei de la Renault, nu de obicei, procedura corectă este, se conectează întâi cablul acesta la mașină și apoi se introduce în priză. Sub acest panou se găsește kitul de rezolvare a unei pene. Nu avem roată de rezervă normală, e oarecum firesc. Deci avem un compresor și o soluție specială pentru etanșeizare. Da, am trăit vremurile în care sub capotă să nu mai văd motoare termice. Nu știu dacă mă bucur sau nu de acest lucru, încă nu mi-am dat seama. Oricum, e un sistem care funcționează. Acesta este practic compartimentul motor al Renault-ului Zoe și n-aș putea să vă spun, nu știu, da, acesta este motorul electric sau grupul motopropulsor. Nu știu ce se ascunde dedesubt, sunt tehnologii evident foarte noi. Lucrurile obișnuite și normale pentru noi le observăm, da? Un acumulator, probabil ăsta este computerul motorului, vas de expansiune, un vas probabil pentru lichidul de frână. Iar ca posesor ai acces, cred că, la această chestiune. Poți să-ți pui apă pentru spălat parbrizul, lichid pentru spălat parbrizul. În rest, așa cum se observă, un bloc de metal cu niște cabluri portocalii. Cam ăsta este propulsorul electric cu următoarele caracteristici. Este un motor electric sincron cu rotor bobinat, ce-o fi însemnând asta, mă rog, cei care se pricep la motoare electrice știu, care dezvoltă o putere de 65 de kW, respectiv 88 de cai, la 3000 de rotații pe minut și păstrează această caracteristică până la 11300 de rotații pe minut. Deci zona de lucru, dacă vreți, în care ai puterea maximă este 11300 rotații pe minut. Cuplul maxim este 220 de newton,
un cuplu de diesel, da, cum îmi place mie să spun, prezent pe o plajă de turație de la 250 la 2500 de rotații pe minut. Amuzant este că pe fișa celor de la Renault la carburant scrie electric. Așadar, electricitatea, carburantul viitorului. Cutia de viteze, așa cum ați văzut și la alte modele electrice, gen Kia Soul, este cu o singură treaptă, automată, în acest caz automată cu reductor, așa se numește, deși și în celelalte cazuri tot automată cu reductor. Folosind aceste mijloace de propulsie, deci cutia automată împreună cu motorul, acest Renault Zoe poate atinge o viteză maximă de 135 de km pe oră și face 0-100 în 13,5 secunde, ceea ce multora nu le va plăcea. O să spună, păi ce, e o mașină care nici măcar performantă nu e. Povestea este alta, că de fapt acest Zoe atinge 50 de km pe oră în 4 secunde, ceea ce este demn de luat în seamă, și 80 de km pe oră în 8,6 secunde. Adică pentru majoritatea situațiilor în care mașina rulează, e o mașină până la urmă de oraș, da? O să mai discutăm despre asta și în partea de concluzie. În majoritatea situațiilor în care rulează, de la 0 la 80 de km pe oră viteză până la urmă, sau mă rog, plaje de viteze întâlnită în oraș, mașina este foarte performantă, adică are 8,6 secunde de la 0 la 80 de km pe oră. Despre consumuri, ce aș putea să vă spun? Încă nu ne-am lămurit nici noi cum putem măsura, altfel decât folosind instrumentele pe care ni le arată mașina. Din datele tehnice date de cei de la Renault, avem o autonomie declarată de 210 km și un consum în VH pe kilometru, habar n-am ce, wattoră pe kilometru bănuiesc, 146. Deci astea sunt datele date de constructor. Emisii de CO2, bineînțeles, 0. Ce aș putea să mai spun despre sistemele mașinii? Că direcția este asistată, cum altfel, electric. Acum o să încerc să fac o reprezentare, mă rog, o simulare de încărcare. Așa arată cardul. Este un alt mic minus pe care îl găsesc mașinii, mai ales după ce am văzut noul card de acces de la Renault Kadjar. Cred că Zoe merita cu prisosință un alt card mai sofisticat, cum este noul card Renault. Probabil că o să-l vedem în viitor. Ce observăm pe acest card? Există un buton cu o priză. Face următorul lucru, o să-l apăsăm. Moment în care s-a deblocat acest capac cu sigla Renault și avem acces la priza mașinii. Se introduce cablul, practic asta e tot, iar celălalt capăt într-o priză, fie că este specială, dacă folosim acest cablu, ăsta e cablul pentru prize speciale, cablul de încărcare rapidă, sau dacă este cablul domestic, capătul se introduce într-o priză. O să vă mai povestesc eu câteva lucruri, să spunem, mai detaliate pe parcursul filmărilor, o să le vedeți, legat de modul de încărcare, durata de încărcare, tipuri de încărcare, tipuri de încărcătoare și așa mai departe, și chiria bateriilor. E o poveste întreagă, destul de complexă, pe care va trebui, din păcate, să o citesc de pe hârtie, pentru că nu pot să țin minte toate valorile și costurile și chiriile, aș greși și nu are rost. Un aspect care mi se pare foarte interesant și util într-o țară ca România, în momentul în care s-a introdus cablul, sigur aici nu se vede că este soare, aceste litere ZE sunt luminate în anumite culori, verde, roșu, depinde de starea de moment. Ce vreau să spun, că pentru o țară ca România este un mare avantaj faptul că nu poți scoate acest cablu de aici decât folosind telecomanda. Deci el este practic încuiat în acest moment. Și dacă vrem să îl scoatem, deci s-a terminat încărcarea și eu vreau să scot cablul de aici, se mai apasă odată pe buton, moment în care
un mecanism se aude, deconectează cablul și îl poți trage. Deci este un fel de încuietoare. Sigur că nu este nicio problemă pentru un hoț, pentru un dobitoc, cum îmi place mie să spun, să rupă. Dacă vrea neapărat să ia el cablul pentru acasă, poate să tragă până rupe, bănuiesc că toată chestiunea asta de aici e un plastic până la urmă care se poate rupe. Oricum, sper să reușim zilele astea să filmăm inclusiv la o stație de încărcare din aceea rapidă și o să încerc atunci să vedem exact ce se întâmplă, poate vedem și pe bord anumite mesaje care apar la încărcare. În rest, succesiunea se închide capacul și apoi sigla. Într-un final am ajuns în garajul Renault, unde avem la dispoziție o priză specială pentru încărcat vehicule electrice rapid. Și o să vă arăt cum se face. Primul pas se introduce cablul vehiculului. Este zăvorât automat acolo și indicatorul ZT clipește. Următorul pas se introduce în priza specială și se încuie vehicul. Moment în care începe încărcarea. În timpul încărcării, probabil că încălzindu-se acumulatorul vehiculului electric, se aud niște sisteme, probabil, care ventilează bateria în timp ce se încarcă. Deci, în acest timp, zgomotele pe care le auzim vin de la mașină.